Salut! Astăzi vreau să pun puțin accent pe tema liceului. Se spune că cei mai frumoși ani din viața unui om sunt cei petrecuți în liceu. Și dacă toți sunt numiți cei mai frumoși ani, trebuie trăiți din plin. Dar asta nu se întâmplă cu toți elevii. Aici intervin niște categorii despre care nu prea s-a vorbit până acum. Prima categorie ar fi greutatea în dezvoltarea răspunderii. Cu toții știm că cei mici sunt programați biologic să-și asume responsabilitatea pentru propria educație. Se joacă și explorează moduri care le permit să învețe despre lumea socială și fizică în care trăim. Se gândesc la propriul viitor și se pregătesc pentru el. Închizându-i în școli și în alte locuri reglementate de adulți, umplându-le tot timpul cu teme, îi privăm de șansele și timpul de care ar avea nevoie pentru a-și asuma o astfel de răspundere. Mai mult, mesajul sistemului nostru de școlarizare obligatorie este: dacă faci ce ți se spune la școală, totul va merge bine pentru tine. Copiii presupun greșit că altcineva a stabilit în locul lor ce să știe ca să devină adulți împliniți, așa că nu trebuie să se mai gândească ei la asta. Dacă viața lor nu iese tocmai bine, iau atitudinea unei victime. Școala, părinții și societatea e de vină pentru viața mea distrusă. 2. Învățătura de frică. Pentru mulți elevi, școala generează anxietate. Testele produc anxietate în aproape toți cei care le au în serios. Amenințarea cu eșecul și rușinea nereușitei produc foarte multă liniște pentru unii. Școala transformă învățarea în muncă. Chiar și profesorii o numesc muncă. Trebuie să muncești înainte să te joci. Astfel, învățarea după care copiii tânjesc din naștere devine un chin, ceva ce trebuie ocolit. Reducerea cunoștințelor, reducerea aptitudinilor și a modului de gândire. Forțând toți elevii să treacă prin aceleași stadii, le reducem oportunitățile de a urma căi alternative. În zilele noastre, nimeni nu mai poate învăța mai mult de o mică parte din tot ceea ce este de știut. De ce să-i forțăm pe toți să învețe aceeași parte? Când sunt liberi, urmează căi noi, își urmăresc interesele cu pasiune. Muncești din greu pentru a deveni experți în domeniile în care îi fascinează, iar apoi găsesc modalități de întreținere urmându-și pasiunile. Elevii forțați să parcurgă programul standard au mai puțin timp pentru a-și urmări propriile interese și mulți învață bine lecția conform căreia interesele lor nu contează cu adevărat. Contează ce e măsurat de testele de la școală. Unii trec peste asta, dar nu prea mulți reușesc.